Peste 60 de persoane de etnie romă din comuna Șimian, beneficiare ale proiectului Vreau să mă bucur de sănătate, au venit în această dimineață pentru a li se recolta probe pentru efectuarea analizelor. Măsura este una mai mult decât bună, spun ei, pentru că altfel nu ar fi avut banii necesari pentru a merge la o consultație de specialitate. E bine, foarte bine pentru noi că suntem săraci amărâți. E foarte bine că ne-a ajutat toți, care ne-a anunțat și domnul Ionescu, toți îi mulțumim din suflet. Că nu aveam bani, sunt bolnavă cu glanda, cu inima și nu aveam posibilități să fac aceste analize. Așa puteți să vă faceți analizele gratuite. Da, da, da. Suntem oameni săraci, nu avem posibilități și mulțumim domnul Ionescu că ne-a ajutat să ne facem analizele, că suntem săraci. Am venit să mi le fac și eu, să văd și eu despre sănătatea mea, ce se întâmplă. E bine că aveți posibilitatea să vă faceți analizele gratuite. Da, mamă, da, că așa nu avem să facem cu bani. E scump și nu avem. Ce avem? Decât socialul ăla care l-avem acolo, care este. Atât. Și așa că nu avem condiții să le facem cu bani și venim și noi acum să le facem, să vedem. Dumnezeu să fie cu noi, să nu găsească ceva, că asta e. Că bani n-avem să cumpărăm tratament. Sunt mulți oameni care sunt necăjiți, nu are nicio posibilitate. Nu avem, nu putem intra la o analiză, să facem o analiză fără bani. Fără bani nu se face nicio analiză. Și în situația care se află de astăzi este o situație foarte gravă. Un problema cu banii. N-ai de unde să iei un ban, n-ai de unde să iei nimic. Nu trăiesc oameni numai cu ajutor social. Din alte puncte de vedere am niciun venit. Niciun venit. Și mulțumim și dânsului și la primărie că totuși suntem... Și mai de interesul pentru noi. Proiectul are o perioadă de implementare de 3 luni și se adresează comunităților de etnie romă din 5 comune mehedințene. La prima oră deja peste 20 de persoane s-au prezentat la recoltarea analizei. Eu cred că este un proiect benefic pentru comunitate. Vom ști nivelul de sănătate acestei comunități și vom încerca pe parcurs să-i susținem și cei care au probleme foarte mari, vom încerca să-i susținem mai departe pentru a rezolva problema de sănătate. Conform unor statistici, peste 70% din populația adultă romă din zonele vizate de acest proiect suferă de boli cronice. Acesta a fost motivul pentru care s-a și inițiat acest proiect.